Binecuvântat să fie Domnul. Și binecuvântate să fie de Domnul toate familiile prezente. Dragii mei, în cartea Genesa, la capitolul 1, stă scris versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În ceea ce Dumnezeu a realizat, se observă de la început această diferență complementară, bărbat și femeie. După ce au căzut în ispită cei doi, spune Scriptura în Genesa 3, că Dumnezeu s-a raportat tot diferit la ei. Citim de la versetul 16. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii, dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Bărbatul îi se adresează specific. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, versetul 19, în sudoarea feții tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Și această realitate diferită a existat în istorie și cu siguranță va fi până la sfârșit, dar în mod deosebit în ultimele decenii au fost poate cele mai puternice lupte împotriva ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie bărbatul și respectiv femeia împotriva familiei. Să ne gândim aici la homosexualitate, la rata mare de divorțuri, la tot ceea ce ține de lupta oamenilor în fond a diavolului, la lupta aceasta împotriva familiei în sens clasic, cum este numit în limbajul actual. Eu vă întreb pe dumneavoastră, vreți să fiți o familie cum a rânduit Dumnezeu sau cum se trudește societatea asta să o metamorfozeze? Pentru că dacă vreți să fiți cum vrea Dumnezeu, trebuie să ținem cont de ce e scris. Dacă nu, apelăm la alte moduri de gândire, la psihologia vremii și o să ne dea alte calcule. Eu sunt în fața dumneavoastră având Biblia în față și mă gândeam chiar la întrebările care le-ați spus sau poate le mai puneți. Cum ați vrea răspunsurile să se întoarcă înapoi de la mine sau întrebările să meargă până la Dumnezeu sau până la Biblie și de acolo să vină? Cu siguranță suntem în adunare și am vrea să lăsăm Biblia și pe Dumnezeu să ne vorbească. Asta că ne place, că nu ne place. Vreau să mă adresez, așa cum am anticipat, în mod distinct bărbaților și respectiv femeilor. Și să punem față în față ceea ce suntem datori să dăm unii altora, potrivit cu această structură pe care Dumnezeu a lăsat-o. Familia. Vreau să încep prin mă adresa bărbaților. Dumneavoastră știți, aici trebuie să mă uit peste tot, că acolo unde sunt bărbați într-o parte și femeile într-alta, știu unde să mă uit, dar acum numai bine că vă văd deodată, că îmi tărău și om bine. Dumneavoastră știți ca bărbați, că femeile au dorințele lor. După calculele mele, într-o zi obișnuită, nu când ești plecat de acasă, o femeie are în medie 40 de dorințe înaintea bărbatului. Cineva spunea, fratea mea are mai mult, poate au altele mai puțin, nu știu exact. Dar cert este că femeia are multe dorințe. O primă dorință a femeii, după cum sună și porunca sau sfatul din Efeseni 5, este ca să fie iubită.
Numai că pentru o femeie a fi iubită, iată ce înseamnă. Citesc din cartea Genesa, capitolul 29, de la versetul 30. Iacov a intrat și la Rahela, pe care iubea mai mult decât pe Lea. Era problema poligamiei. Versetul 31, Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Doamne, ferește să vadă Dumnezeu la voi acasă că nu vă iubiți nevestele. Că vede. Și iată cum își dorea Lea să fie iubită de bărbat. Domnul a ajutat-o în privința asta, a făcut-o să aibă copii și scrie în versetul 32, Lea a rămas însărcinată, a născut un fiu căruia a pus numele Ruben. Vedeți, fiu? De fapt, ea striga copilul, dar vrea să audă bărbatul. Măi, tu nu vezi că ți-am făcut un copil? Căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Dar putea să spună Iacov, dragă, eu muncesc zi și noapte, cum nu te iubesc? Eu am un copil împreună cu tine, cum nu te iubesc? La ce se referea Lea că nu era iubită? Citim mai departe, versetul 33, a rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și i-a zis, Domnul a auzit că nu eram iubit, adică a văzut, așa a auzit, și mi-a dat și pe acesta, de aceea a pus numele Simeon, ascultare, dar el tot nu iubea că era împiedicat de iubirea ce oferea Rahelei, dar dumneavoastră n-aveți astfel de piedici, că doar n-aveți amante. Scrie în continuare, versetul 34, iar a rămas însărcinată și a născut un fiu. Și a zis, de data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine. Rețineți, asta își dorea ea și prin asta înțelegea iubire, să se alipească de ea. Observați că femeile se țin tare aproape de bărbat și dacă pe stradă n-au un bărbat lângă ea, se țin două de o altă. Femeia simte nevoia să se alipească. Este un vas mai slab care simte nevoia ocrotirii. Și dacă bărbatul este rece și nu-i dă voie să fie aproape de el, să se lipească, ea prin asta înțelege că nu iubită. Dacă nu este atinsă și mângâiată destul și... Toate acestea o fac să sufere. Stimați bărbați, soțiile dumneavoastră au nevoie de astfel de cuvinte și de gesturi prin care să le dovediți că ele vă sunt plăcute și că le iubiți. Spunea Rut cândva către Boaz și și-a dorit să ajungă soția acelui bărbat. Cuvintele tale au mers la inima slușnicei tale. Cuvintele și acele desmierdări, cum zice în cântarea cântărilor, să-și pună mâna sub capul meu și să mă îmbrățișeze. Beata Lea vorbea cu Iacov întreagăt, că el se întâlnea mai mult cu brațele Rahelei. Și suferea din acest punct de vedere. Cu siguranță că și fără să insist eu, vă vor spune soțiile cum trebuie să îndepliniți dorința aceasta. Să știți doar că e legitimă. Domnul a văzut și a încercat să corecteze prin copiii aceia, atrăgându-l pe Iacov spre Lea. Dar de asemenea să știți, stimate soții, ce-și dorește bărbatul în contrapartidă la asta? În paralel, bărbatul își dorește să aibă o soție care să-i fie credincioasă și știți ce înțelege bărbatul prin asta? Nu doar că să fie fidelă. O soție credincioasă care să-i poată fi soție la orice oră din zi și din noapte. Și dacă nu e așa, el socotește că nu-i credincioasă, nu-i fidelă.
Spune Scriptura în cartea Proverbe, capitolul 31, citesc de la versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea. Bărbatul este un fel de șef și șefii întotdeauna au nevoie de supuși credincioși, fideli. Să știe că poate să aibă încredere în soția lui și nu-l trădează nici măcar cu privirea. Tot din Proverbe citesc din capitolul 6 și cu aceasta nu dau undă liberă geloziei, vreau doar să scot în evidență această față a bărbatului, 6:34. Căci gelozia înfurie pe un bărbat, adică o soție care nu e credincioasă. Și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare. Și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. Pentru că el și-a luat o soție care să fie a lui și numai a lui. Și la acest aspect aș vrea să introducem și capitolul relațiilor intime, pentru că privind cele două fețe ale bărbatului și respectiva femeii, femeia dat fiind ciclicitatea ei, pentru ea uneori a iubi bărbatul înseamnă a o îmbrățișa, a o mângâia și atât. Mai că pentru bărbat înseamnă ceva mai mult. Legat de credincioșie și de iubire. Și sub aceste aspecte, cei doi trebuie să știe că, zice în 1 Corinteni 7, niciunul nu-i stăpân pe trupul lui. Cu alte cuvinte, fiecare să țină cont de dorințele, de apetitul celuilalt, de nevoile și de formele diferite de a înțelege iubirea. Pentru soție, cum spuneam, o îmbrățișare înseamnă iubire și punct. Și poate uneori s-ar bucura mai mult vorba aceea să fie când e obosită curunată cu perna, nu cu bărbatul. Dar pentru bărbat, perna nu e la fel de dulce dacă îi se oferă doar atât. Dar dincolo de aceste aspecte, rețineți ideea de fidelitate în sensul de alipire și de credincioșie. Și aș vrea să punctez aici că în lumea noastră, care e jumătate live și jumătate virtuală, ba la unii mai mult virtuală decât live, problema se complică. De aceea vă recomand, știți cum zice în cântarea cântărilor, vă jur, să aveți grijă de dragoste. Că dacă nu trebuie stârnită înainte de vreme și după aceea trebuie controlată, vă jur, cum spuneam, nu cumva vreun familist să aibă relații online, vă recomand cu fermitate să vă feriți de conturi pe Facebook, de orice forumuri și bloguri care dau voie la discuții, la cuvinte, ca să nu mai spun de fotografii. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 5, versetul 15, bea apă din fântâna ta. Ești căsătorit, dragul meu, ai grădină și ai fântână. Vrei să ți se verse izvoarele afară? Să ai relații în afară? Păi nu trebuie decât să te superi cu nevasta și să te pui pe scaun la internet și să iei legătură cu o fostă colegă, cu o fostă prietenă, cu o ispită. Există un program pe site-ul dragostepentruadevăr.ro la care răspund la întrebări teologice sau de consiliere. Și recent trimitea cineva următorul mesaj. Am avut un băiat cu care am fost prietenă, nu ajunseser la ceva imoral, s-au despărțit, el s-a căsătorit, între timp el s-a certat cu nevasta și a contactat-o pe ea și mă întreba acum sora, el are nevoie de consiliere, pot să-l consiliez. Și am scris un nu
cu jurământ. Mai degrabă sau mai târziu, dacă îți vei permite asta, vă veți murdări. Dacă bărbatul tău nu-i suficient de finuț, auzi, să nu încerci să te mângâie un altul. Și dacă soția ta nu-i cea mai credincioasă, în sensul că n-ai drepturi depline asupra ei, să nu încerci să cauți soluții în altă parte. Spune Scriptura aici în Proverbe, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Auzi, îți dă Scriptura voi. Recent am fost la o nuntă și ne-au dat un caiet mare să le scriem fiecare câte o orare, câte un motto. Și le-am scris că de acum pot să facă studiu din psalmi, din proverbe, peste Eclesiastul să sară și apoi să oprească și la cântarea cântărilor. Că trebuie și rugăciuni, și discuții, și dragostea în sens fizic și are și aceea drepturile ei. Dar feriți-vă cu desăvârșire să mângâiați spre vreo altă soră. Păstrați-vă toate deștele pentru nevasta noastră. Feriți-vă cu desăvârșire să faceți publică, cum spuneam, pe internet, vreo poză, vreo imagine, vreo discuție, vreun cuvânt, pentru că asta nu doar că înfure pe un bărbat, duce la păcat. Și Dumnezeu să vă păzească. Citeam despre un caz, era relatat în revista Lidia, erau două familii foarte prietene. Dar dintr-o familie, un bărbat gazda, să-l numim, nu știa să dea ce are nevoie soția. El aducea bani și facea datoria lui de bărbat, cum o înțelegea el și cam atât. În cealaltă familie, bărbatul respectiv era mult mai atent, mai manierat și tot mergând unii la alții s-au împrietenit și odată a venit bărbatul musafir când nu era gazda acasă decât sora. Și au vorbit, au stat la o cafea, așa ca păcătoși, și când se plece, în prag se apleacă spre ea și o cuprinde așa cu mâna și lasă un sărut pe frunte. Ea s-a tras înapoi și el ce scuze și am plecat. Când vine bărbatul, o găsește pe ea dovorută de întristare și zice, ce s-a întâmplat? Ea relatează, se pun amândoi la masă și încep să facă socotelele unde am greșit. Cum am ajuns aici? Iată că n-au știut cât de sacru trebuie să fie locul tainic al familiei. Dumnezeu să vă dea pricepere. Vreau să trec la o altă imagine pe care s-o punem față în față. Ce-și dorește o femeie? Stimați bărbați, femeile își doresc nu doar să se lipească de noi, și să le mângâiem cu tandrețe. Ele își doresc să comunice mult, să ne povestească. După părerea mea de bărbat și om cu mai puține vorbe, o femeie ori vorbește în plus, ori minte. Și vă explic asta, să nu credeți că vă judec. Femeia este analitică, adică trebuie să dea detalii. Și eu mă întreb, la ce rost detaliile astea? Știi, când judec ca bărbat. Și n-ar fi rău dacă dă numai detalii, că asta numai vorbește în plus. Dar de cumva nu vrea să spună adevărul și cum oricum trebuie să dea detalii, nu-i rămân decât să mintă. De aceea v-am spus, ori vorbește în plus, ori minte. Dar nu-i problemă că vorbește în plus, numai să fie bărbatul înțelegător și să o asculte. Pentru ca să o poată mângâia. E tot o componentă a iubirii. Să vă dau un caz. Cartea 1 Samuel, capitolul 1. Din nou problemă cu două femei la o casă. Bine, acum că e numai una. Dar se mai întâmplă. Ba soacra, ba cumnata, ba știu eu, colega de apartament, cum mai stați pe aici înghesuiți. Potrivnica ei o înțepa ca să o facă să se mânie.
Și în toți anii era așa, deci situația a durat. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel, atunci ea plângea și nu mânca. Distrusă sufletește, efecte fizice, nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Anu, pentru ce plângi și nu mănânci? Asta vor nevestele, să punem întrebări ca să poată să se destăinuie și să-și poată vărsa focul. Și vine cu altă întrebare, tot de fond. Pentru ce ți este întristată inima? Și mai adaugă ceva frumos. Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Adică exact în domeniul unde era mâhnită, că n-avea copii, el a spus: eu n-am nicio pretenție. Poate o năcări cineva pe nevastă, a spus că nu e așa harnic. Ce trebuie să-i spui acum? Dragă, eu cu tine mă simt împlinit, nu e problemă. Poate chiar motivul cu copiii sau un altul. Se spune cineva: băi, dar repede ai încărunțit. Și tu ce să-i spui? Parcă ești mai frumoasă de când ești căruntă. Să o mângâi, să o asculți. Spune Scriptura și în continuare că Domnul și-a făcut și el partea lui, fiindcă și-a făcut și ea partea ei, că s-a rugat, adică nu așteptați totul numai de la bărbat, și rugați-vă. Dar bărbatul are partea lui de mângâiere în a-și liniști soția, în a vorbi cu ea. Pentru că altfel, mai cu seama acum cu mijloacele de comunicare modernă, o să vorbească la telefon, o să vorbească pe internet și o să găsească așa ca în cazul ce v-am spus adineaori cineva care să o mângâie. Mângâie-o tu, nu da pe mână la altul. Mai vin uneori la noi la consiliere câte o soră, nu trebuie altceva decât să o ascult. Și când o termina de spus, și așa m-am liniștit, mă gândeam eu, te putea liniști și bărbatul, dar el nu înțelege asta. Da, vine o soră într-o zi și spune: frate, e problemă, cred că ajung la psihiatrie, dar ce s-a întâmplat? Uite, am probleme, tata bolnav, frații, probleme, succesiune, și zic: cu bărbatul ai vorbit? Păi frate, am spus de câteva ori când a venit la serviciu, dar a zis: băi, femeia astea sunt povești, pune-o să mânc. El nu înțelege. Da, pentru că adesea, discutând prin familii, întreb de fapt care e problema. Nu de puțini ori am auzit de la surori: frate, nu-i comunicare. Și bărbatul nu pricepe ce e asta. Nu trebuie să pricepi, trebuie să asculți. Asta poți? Și suficient. Dar știți de partea lor bărbații ce își doresc? Dumneavoastră vreți ca ei să asculte. În sensul să audă. Dar ei știți ce doresc? Să ascultați. În sensul să vă supuneți. Adică să le dați respectul necesar. Un bărbat care nu-i prețuit ca un rege la el acasă. Să știți că nu supraviețuiește mult. Probabil ține de autoritatea care a dat-o Dumnezeu. Dar nu uitați, 1 Corinteni 11:3, bărbatul este capul nevestei. Și capul trebuie tratat de trup în mod corespunzător, prin subordonare. Dacă mâinile sau picioarele nu se subordonează capului, ce se întâmplă cu trupul acela? E mai mult decât haos. E moarte. Spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 3, dând ca exemplu pe Sara, citesc de la versetul 1. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Îi accentuează și Apostolul Pavel aceasta. Versetul 6. Astfel se împotriveau de oră sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara. Asta ca să vă puteți verifica dacă stați bine cu supunerea. Sunt două aspecte. Femeile care nu sunt mândre în îmbrăcăminte dau semne de supunere. Și încă un aspect, asculta de Avram și îl numea domnul ei, cuvintele care le folosiți față de soțul dumneavoastră. Îi dați respectul necesar? În generația noastră se plâng oamenii că e neascultare de părinți. Dar știți care e cel mai puternic exemplu de ascultare pentru copii? Nevastă. Dacă ea se raportează cu respect la soț și le va spune la copii: așa a zis tatăl vostru,
Dintr-o dată e o piatră de hotar. Dar dacă vei spune, lasă pe tată tău. Trebuia să spui asta mai de mult. Când a venit tapeții, nu acum. Că vei distruge copiii, nu doar casa ta. O soție trebuie ascultată. Dar apoi, după ce ea-și varsă tot focul și spune toate cele 40 de dorințe sau câte ori fi, ea trebuie să tacă și bărbatul să spună concluzia, hotărârea. Și ea să spună, știu că Dumnezeu te-a lăsat să stăpânești peste mine. Dacă bărbatul nu poate stăpâni peste soție, nu va putea stăpâni nici copiii, nici familia. De aceea la slujitorului se cere să-și poată controla familia. Dumnezeu să vă dea harul acesta, stimate surori. Cine a spus amen, bărbați sau femeile? Bărbații, dar n-aveam pretenție să spuneți dumneavoastră. Am vrut numai ca să spună ei, ca să știți că asta e adevărul. Dumneavoastră sunteți mai reținute la adunare. Eram odată la o ședință în Consiliul Profesoral și directorul a spus ceva ce la unul dintre profesori nu i-a convenit, dar își permiteau că erau amândoi la catedra de matematică. Și unul a comentat, colegul lui, la care nevasta celui ce a comentat era și ea profesoară de fizică, îi zice, auzi, taci. La care el zice că treia, dar eu am auzit, asta acasă. Se pune problema final, cine tace? Stăpânul sau robul? Cine tace, nu e la stăpân. Și dumneavoastră alegeți. Am fost întrebat odată la o părtășie, din asta a venit biletul de la surori, că acolo erau separate și am văzut asta și după conținutul întrebării. Frate, dar chiar trebuie să te supui la bărbat în toate lucrurile cum scrie în Efeseni 5. Și nu știu cât a avut de mare inventarul la toate lucrurile beata aceea femeie care a pus întrebarea asta. Și am răspuns, nu, așa trebuie privită problema. Trebuie să încep cu două, exact primele două care vi le-am spus. Să te supui când vrea să-i fii soție și să te supui când trebuie să taci. De aici încolo e ușor. Dar dacă astea două nu știi să le respecti, poți să lucri două schimburi pe zi. Ești bună de trecut la panou de onoare, dar nu ești soție bună. Dar să nu uităm nici noi, bărbații, că o femeie este un vas mai slab, trebuie să ne purtăm cu înțelepciune, cu ocrotire, cu toată bunăvoința, cu toată amabilitatea, încât să se simtă liberă, să vorbească, să fie liniștită, ocrotită, să primească răspuns la toate întrebările și inima ei să aibă pace. Domnul s-o dea, amin. O a treia imagine față în față. Bărbatul a fost destinat de Dumnezeu să fie mai robust, mai puternic și s-a spus să muncească. Am citit din Genesa 3 în toate zilele și până la transpirație. Pentru ca să asigure suportul material și financiar a familiei. Un bărbat este mai puternic, așa l-a rânduit Dumnezeu. Bărbatul, dacă muncește ore suplimentare, studiați să vedeți problema, nu îi se întâmplă nimic. O femeie, dacă muncește peste măsură, are probleme de ordin sufletesc și psihic. Pentru că nu femeia i-a dat Dumnezeu munca, i-a dat suferință, nașterile. Munca a fost dată la bărbat. Și vreau să vă dau un exemplu în persoana lui Iacov, cartea Genesa, citesc din capitolul 30. Versetul 30, partea finală. Când am să muncesc și pentru casa mea? Dar știți când a pus întrebarea asta? După ce muncise deja 14 ani. Și stimați bărbați, să nu vi se pară că pun sarcini grele, așa ca faraon, pe umerii evreilor. Scrie aici pe pagina din stânga, în Genesa 29, că acei 7 ani, versetul 20, i s-au părut ca vreo câteva zile.
pentru că o iubea. Deci, nevasta are nevoie de iubire să fie alipită, ascultată și să muncești. Vreo 7 ani ca vreo câteva zile. Asta din iubire. Spune în capitolul următor, făcând retrospectiva anilor, 31:40, ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Versul 42, Dumnezeu a văzut osteneala mâinilor mele. Psalmul 128, atunci te bucuri de lucru mâinilor tale. Un bărbat, numai așa că lucrează la birou, dar rest trebuie să dovedească iubirea cu bătături în palme și cu sudoare pe frunte. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Soțiile sunt primele care se îngrijorează dacă nu mai sunt bani. Dacă sunt lipsuri în casă. De aceea noi trebuie să le scutim de stresul acesta. Acum, vedeți, stimați bărbați, și spun aceasta și soțiilor, atenție cu sistemul acesta de creditare cu băncile. Nu cumva veniți cu o ploaie de dorințe să se lase cu un belșug de datorii. Că Biblia a cerut la bărbat să facă numai cât muncește, nu să bagi și împrumut. Asta e afacerea noastră, de care Biblia vrea să ne scutească. O putem face, dar e la risc. Mi-amintesc că m-am dus cândva într-o familie, erau probleme, neînțelegeri. Avea 2 copii, al doilea născut cu cezareană, nu de mult. Dormea când am ajuns, între timp s-a trezit, ea a sărit, l-a luat în brațe, el stătea pe un scaun lângă noi, 2 slujitori, zicea că el e al 3-lea musafir. Bărbat, înalt, 190-100 kg, când am văzut că ea sare să facă asta, ea să pună apă, a spus, măi, dar n-ar fi de datoria ta. Nu-i destul că l-a purtat în pântece și l-a născut cu greu. Când colo am aflat că el are o mentalitate ca cel din Proverbe, care se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Numai proștii muncesc. Dar trebuia să nu te însori, dragul meu. Eu chiar am ajuns să le spun la unele surori, după textul în Tesalonicen, bărbații care nu muncesc, nu le mai faceți mâncare. Pentru că Leneșul scrie în Proverbe că e chinuit de pofte. Dacă ar lucra, s-ar muia. De aceea, pentru bărbat, e recomandată munca până nu mai poate. Asta o scutește de păcate, dragii mei. Da, da. Dar ascultați-mă, stimate surori, ce își doresc bărbații vis-a-vis de banii care au dus acasă. 1 Timotei, capitolul 5. Citesc de la versetul 13. Unele se deprind să umble fără nicio treabă, din casă în casă. Acum, poate nu umblă din casă în casă, umblă cu telefonul din casă în casă sau cu netul, știi? Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc și nu trebuie vorbit. Vedeți cum lipsa activității aduce păcat în loc. Vreau doar ca văduvile tine să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor. Asta e învățătura apostolică. Să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocar. Luați modelul acelei femei virtuoase din Proverbe 31. Se scoală de când încă este noapte. Și la cine se scoală dimineața e ziua lungă. Și apoi împarte peste zi lucru slujnicilor sale. Acum n-aveți slujnici, dar aveți mașină de spălat. Asta tot slujniceți, nu? Și tu trebuie să știi cum le împarți, ce să le dai de lucru la fiecare. Dacă ai copii, spunea recent o mamă cu vreo 5 copilași sub 8 ani, cirea ploaie, noi ne-a lăsat afară, ce să-i pun să facă, ce să vezi cum mi-au spălat fetițele geamurile, băiatul ce-a muncit?
Da, pentru că asta e datoria femeii, casa e cartea ei de vizită. Cu asta nu vreau să spun că bărbatul trebuie să muncească acasă. Din potrivă. Doar lui a fost dată grădina, femeia a fost făcută numai să-l ajute. Dar vreau să accentuez faptul că o femeie nu este bine, nu este normal să nu-și vadă de locuința ei. Munca aceasta acasă nu trebuie privită ca o epuizare, bărbatul trebuie să se epuizeze, ci ca o preocupare pasionantă. Pentru că dacă se ocupă doar de cosmetizare și de plimbări, ai problemă. Deja mai e bărbatul muncitor. Undeva aici în Europa am fost pus într-o problemă să vedem ce se poate face într-o familie. Nu se înțelegeau tocmai la punctul acesta. Ea, cum spunea cineva, domnișoară de bulevard, el cioban cu diplomă, ea nu știa doar să muncească și avea nevoie de plimbări. Să fie dus într-o parte și alta. E bun și natura, trebuie să ieșim și în natură, dar lux, prea multe haine. Am întrebat pe un frate care are second, măi, cine vine mai mult la magazin, bărbați sau femeile? Pentru că pe mine mă miră faptul cât consum de bani se face cu hainele. Și adesea, bietele surori sunt victima acestei ispite. Eu tot îndemn în vremea asta, faceți economii, că e criză. Dar unii au mers prin Europa, el a muncit, ea și ea a muncit, că acasă n-a avut atâta, s-a dus și ea pe la alții, a făcut curățenie, în gospodin, într-o parte, în alta. Și când îi trep ce au făcut cu banii, păi frate, am consumat, că ne-a trebuit mașină de lux, haine de marcă. Îți trebuia minte de lux. Și altfel adunai banii. Dar așa? Cine-i de vină? Că vine iarna, scrie acolo în Proverbe 31 și știți ce înseamnă iarnă? Sezon fără bani, în vremea agricolă, de atunci. Și zice, ea râde de ziua de mâine. Dar unii care au consumat tot azi, ziua de mâine e mare problemă. Deci bărbatul să muncească, iar femeia să aibă preocupări prin care să valorifice la maximum munca bărbatului, în așa fel încât în casă, în limitele îngăduite de Dumnezeu, că unii sunt mai bogați, alții mai săraci, să nu se ducă lipsă. Ba mai mult, scrie în Proverbe 31, să putem da și la alții, femeia să-și întindă mâna spre cel lipsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze și cu harul acesta. Că dacă nu, de aici sunt certuri și probleme de la bani. Și în al patrulea și ultimul rând, apoi rezervăm timp pentru răspuns la întrebări. Stimați bărbați, știți ce își doresc soțiile de la noi? Încă ceva. Să fim tați la copiii lor. Adică să ne implicăm trup și suflet în creșterea și educația copiilor. Și cred că e o dorință legitimă. Cred că ceea ce cere Biblia în a ne ocupa de copii, revine întâi bărbatului. Asta rezultă și din Deuteronom, dar vă citesc din Proverbe și veți vedea că din nou bărbatul e primul dator să se ocupe de copii. Proverbe, capitolul 1, versetul 8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Capitolul 4 îți face orar cam de când să te apuci de asta. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți că ce eu vă dau sfaturi bune, le pădați învățătura mea și-și amintește Solomon, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș, asta înseamnă foarte micuț și singur la mama mea și studiind istoria Vechiului Testament aflăm că Batseba m-a avut 4 copii. Deci înainte se naște următorul, deja s-a ocupat de educația celui în viață. Păstrează bine inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Și Scriptura spune în Cartea Deuteronom, în ce privește educația, citesc din capitolul 6, versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Dragii mei, bărbați, tați,
scrie aici și să le vorbești despre ele când vei fi acasă. Știu că e mult lucru și mai pierdeți timpul și pe drum. Dar măcar când sunteți acasă sau faceți timp să fiți acasă. Pentru că nu poți să te lauzi apoi cu copii buni dacă nu ți-ai făcut timp să te ocupi de ei. Și de asemenea trebuie să te gândești că trebuie să aibă și soția timp să se ocupe de ei. Asta înseamnă că trebuie să o ajuți ca ea să nu fie sufocată de problemele interne ale casei și să fie în disponibilitatea, în capacitatea de a se ocupa de copii. Tragedia vremii dată de faptul că lăsăm copiii în fața ecranului, fie el televizor sau computer, în ideea că stau cu minți. Este normal, pentru că asta e hipnoză. Citeam recent o declarație a Asociației Americane de Pediatrie, nepocăiți, dar specialiști în domeniu, spuneau că până la vârsta de 2 ani minim, un copil n-ar trebui lăsat să vizioneze nimic. Pentru a-i se forma un creier normal. Vizualizarea are anumite, nu știu să explic științific, efecte negative asupra creierului, asupra capacității de judecată, de percepție a lucrurilor. Ei recomandau chiar până la vârsta de 5-6 ani să fie fără vizualizare, iar dacă ei sunt, maxim o oră și ceva pe zi. Ca să nu mai spun că se pune problema ce vede, că dacă tot vede ceva, eu aș recomanda, cum aminteam și aseară, să-i arătați natura. Să aveți în casa dumneavoastră un CD-ul sau ceva de pe internet care să arate lucrurile naturale, nu hidoșenile de la desene animate. Pentru că se vor forma cu distrofii intelectuale. Unii vor spune, frate, noi avem desene animate numai cu Biblia și filme creștine. Rele și astea. A mers o bunică la nepoți aici în Europa să îngrijească de ei și a început să le explice cu Iose sau cu David ceva. Și sar nepoții, nu e așa! Dar cum nu e așa că eu știu Biblia de când îți ca voi? Nu e așa! Dar cum e? Și când vine mama să întreabă, dar auzi, păi ăștia cine i-a învățat că mă contrazic că nu e așa cum le spui eu din Biblie? A, mame, așa au văzut la desene. Ma cum e? Cum e la desene sau cum e scris? Cum vrei tu, așa e. Depinde ce le pui. Recomand să le puneți natură, recomand să le puneți înregistrări audio cu fel și fel de povestioare. Găsiți, numai căutați. Mult mai bine se formează mintea copilului. Dar acum să nu spuneți că v-am dat ideea ca să vă degajez pe dumneavoastră ca bărbați. Asta pentru că n-aveți timp. Prioritar e live, direct, nu? Dar în rest că nu se poate. O verișoară, soția, are câțiva copii mici și așa poezii frumoase știu. Și a întrebat-o soția, dar când ai vreme să te ocupi de ei? Zice, dar n-am vreme. Dar eu am în casă înregistrări cu poezii și în timp ce se joacă, eu le pun poeziile. Și ele învață fără să facem neapărat asta. Copiii sunt foarte ageri la minte. Când copiii aud o povestioară, li se deschide în minte un câmp mult mai vast, pe când privirea te șablonează la niște imagini. Sau credeți că îi dăm noi lecții la Dumnezeu? De ce a rânduit El ca El să ne învețe pe noi prin a auzi, nu prin a vedea? Că nu știe? Dumnezeu s-a ferit întotdeauna să-și educe poporul prin imagini vizuale. Și a preferat calea auditivă, nu doar din motive de idolatrie, ci și din motive de percepție mai bogată, mai profundă. Domnul să vă dea pricepere. Ca să nu mai zic că trebuie să-i ferim copiii de stricăciunea care este în lume. Acum, vă dați seama, știți în ce lume trăim? Bunicii sau străbunicii au fost cu totul în alte condiții. Se spune că o bunică s-a dus la nepoței și nu știu ce-o vorbit ea la gândul că-s copiii de față să zică ceva de barză. Și copiii zice, măi, spune la bunii cum se fac copiii, sau lăsăm așa. Pentru că e altă generație. Nu mai poți să ții lucrurile acestea ascunse. Dimpotrivă, trebuie să te grăbești, să o iei înaintea societății și să pui lucrurile într-un mod
care să ducă spre ceea ce este natural și așa mai departe, și Domnul să vă dea pricepere. Da, stimate soții, știți ce își doresc soții în timp ce se ocupă de copii? Ce să faceți dumneavoastră? Femeia este inima casei. Veți da tonul ca ei să se poată ocupa de copii, atașându-vă lângă ei și împreună, așa cum am citit, că în același verset sunt învățătura tatălui și îndrumările mamei, sau sfaturile tatălui și învățătura mamei, scrie în alt capitol din Proverbe. Cum vă spuneam înainte, prin a asculta dumneavoastră cea din tâi, rolul mamei în educația copilor este dat de a întări ceea ce spune tata, în a fi una cu el. Copiii sunt condamnați la eșec atunci când părinții sunt dezbinați. O casă dezbinată nu dăinuiaște și dovada lipsii de dăinuire este ruinarea generației care vine. Feriți-vă ca înaintea copiilor să știrbiți din autoritatea tatălui și de asemenea să știți că bărbatul nu-i suficient sigur să facă educație, căci femeia a fost creată, Genesa 2 cu 18, ca să-l ajute. Bărbatul spune mai pe scurt și femeia trebuie să dea detalii. Aici e bine că vorbiți mult. În a vă ocupa de copii. Nu în a vorbi cu cei din afară. Este vinovat. Este grav ca o mamă să nu-și rezerve timp să-și țină copilul și să-l dădăcească, cum scrie în Proverbe 31. Ce să spun, fiule? Păi aici îi spune că ești femeie. Ce să spun rodul trupului meu? Păi bărbatul n-a suferit cât ai suferit tu pentru el, dar trebuie să știi ce să-i spui rodul trupului tău. În așa fel încât să completezi învățătura bărbatului, să o întărești, relația dintre voi să fie strânsă și atunci totul este bine. Dumnezeu să vă ajute. Hai să recapitulăm. De partea lui bărbatul trebuie să dea afecțiune, de partea ei soția trebuie să ofere credincioșie, de partea lui bărbatul trebuie să asculte, de partea femeii trebuie să îl asculte. De partea lui bărbatul trebuie să muncească, de partea ei femeia trebuie să îngrijească, să se valorifice la maxim acea trudă. Bărbatul e dator ca tată, datorită autorității lui, să se ocupe de copii, dar femeia este datoare să completeze prin harul care i s-a dat de mamă la educația celor copii. Domnul să vă dea har. Amin.